celebra stradă a poligonului. Se numește strada poligonului pentru că în capătul ei cândva a existat un poligon militar, care încă există, dacă este dezafectat. Intrarea se face pe lângă cimitir. Iar peisajul urmează să-l vedem împreună, nici noi n-am mai fost de ceva vreme pe aici. Strada este pavată cu bolovan de râu, prezintă canalizare menajeră, fluvială nu credem, trotoarele lipsesc cu desăvârșire, sunt din țărână. Mașini parcate pe ambele părți ale străzii, de diferite mărci și modele, unele chiar de epocă. Jur împrejur sunt numeroase case noi, frumoase, construită de cei care locuiesc aici, iar strada care este a statului a rămas undeva între Evul Mediu și secolele următoare. Este o uliță care amintește de satele Dobrogene din Dobrogea. Dunărea nu curge aici, aici curge Jiu, câteva kilometri mai în față. Ceva de autobuz, de mijloace de transport în comun, poate chiar de tramvai, cine știe. Performanță și șoferul foarte talentat. Călătoria noastră continuă pe tot pe strada poligonului. Pavajul de piatră de râu s-a terminat. Acum suntem pe un fel de asfalt care atunci când plouă sau este zăpadă se transformă în mlaștină și în nămol. Nu e de la Teldrum, nu e nici de la Delta, este o rețetă proprie a firmelor de construcții din Craiova. Am ajuns la o bifurcație. Haideți să mergem pe prima variantă. Continuăm. Pentru că vrem să vă arătăm ceva extraordinar în continuarea filmării noastre, doar că mai durează ceva până ajungem în zona respectivă.
hărțile ne arată că atunci este strada poligonului. Iar poligonul respectiv este ceva mai în față, probabil că linia aceea de stâlpi nou construiți, acolo merge. Să continuăm pe călătoria noastră. Iar această stradă, incredibil, deci incredibil, se termină la cineva în curte. A, nu se termină, continuă pe lângă gardul omului, dar hărțile ne arată că aici este strada poligonului, iar am ajuns în dreptul unui gard. Da. O să ne întoarcem puțin și să continuăm pe mai departe călătoria noastră pe traseul care mi l-am propus inițial. Nu mai suntem cu autoturismul girafă făcut la Olfit. Suntem de data asta cu autoturismul de teren, pentru că pe aici nu prea poți ajunge cu orice fel de mașină. Mlaștina care o vedeți în față, stufărișul, au fost folosite într-un film al National Geographic, mi se pare, sau Digi World, ceva cu peisaje din astea din jurul orașelor sălbatice. Bineînțeles că sunt și grămezi de molozi, materiale de construcții și alte minunății aduse de cetățenii orașului nostru. O mică pauză de orientare pe hărți. Urmăriți-ne și așteptăm și sugestiile dumneavoastră în legătură cu materialul pe care îl realizăm. Da, deci priviți. Nu știu dacă localizează. Dar suntem pe strada poligonului. Deci, noi suntem pe strada poligonului, iar continuarea călătoriei noastre înainte este pe această stradă numită strada poligonului. De jur împrejur puteți remarca munți de gunoaie. Munți, efectiv, munți. Și dacă stâlpii sunt noi, înseamnă că duc la un lucru nou. Din noi s-au pus. Am făcut o rețea electrică nouă. Aici găsim tot felul de materiale de construcție, aruncate, resturi, sigla, saci. Mlaștina, o ocolim pe partea dreaptă. Nu știu dacă o puteți vedea, dar o să vedeți în materialul integral care îl filmăm cu camera în paralel cu transmisia live. Și în față apare clădirea poligonului militar de care vă vorbeam mai devreme. Dar munții de gunoaie din zonă, aici trebuie să ocolim un sac care ne l-a aruncat, putea să-l arunce măcar mai departe puțin, nu chiar în carosabil. Dacă se poate numi carosabil ce este aici. Câmpul ăsta cu... Cred că e unic pe planetă peisajul de aici. Nu mai poate fi
întâlnit în altă parte. Suntem un popor care reușim să facem din gunoaie arpă. Le aruncăm așa la îndala pe câmp și pe ansamblu formează un tablou grotesc. Nu cred că există gardă de mediu sau alte instituții ale statului care să se ocupe de astfel de chestii, să intervină cumva sau să... Pur și simplu ar putea să trimită poliție, jandarmerie, poliție locală să stea în locurile astea și cei care aduc aici, pentru că sunt, aceste grăbe sunt mari, nu s-a aduse cu găleata de gunoi, s-a aduse mașini întregi. Da, vă salutăm, chiar este, dar nu e Africa, Africa e alt, arată altfel. Să stea aici și să vadă cine aruncă, că nu poți veni cu... Astea nu sunt gunoi aduse cu găleata. Aici s-a aduse cu camioanele. Orice, deci, de la cuțit de televizoare, la plase, la saci de materiale de construcții, la... Nu-ți vine să crezi ce poți găsi pe aici. Din față ne vom întâlni cu un cetățean care conduce și... Aoleu, doamne, cum e aici? Conduce un vehicul adecvat zonei. Omoară două lansete într-o plasă, vine de la pește. Fir întins îi dorim, adică noi dorim, că bine. Jiu, în față continuăm spre Jiu. Deci mergem spre vestul, la punct cardinal, spre vestul orașului. Pe strada poligonului, printre munți de gunoaie. Asta nu este o chestiune de politicieni, este o chestiune de administrații, de cumva de o instituție a statului care ar trebui să se ocupe de ca astfel de scene să nu existe, de o gardă de mediu, de cred că ceva de genul ăsta. Bun, aici ajungem iarăși la o intersecție. Să ne uităm pe hărți. Dar haideți, da, vine spre poligonul, merge spre poligonul militar pe care îl vedeți, clădirea, o vedeți în imagine. Cai, căruțe, un oraș de secol 21. Aoleu, aoleu, iar în față, acum se va observa, nu știu dacă se poate vedea pe transmisiunea live, dar în filmul care o să-l publicăm de seară, care îl filmăm în același timp și cu o cameră, puteți observa în stânga water park-ul orașului, parcul Tineretului, iar muntele din față este groapa de gunoi a acestui oraș. Pe fundal dealul Bucovățului, releele de telefonie. Deci, ceea ce vedeți în fața acel munte de gunoi este groapa oficială unde se depun gunoaiele, iar câmpul ăsta este ceva neoficial. Și dacă întoarcem camera spre stânga, asta nu merge, cea din bord, puteți observa pe fundal OZN-ul fotbalistic care urmează să fie inaugurat. Cred că îl vedeți acum pe fundalul imaginii. Da, este incredibil ce peisaj întâlnești la, să zicem că sunt 4 km până la stadion. Se văd blocurile și se vede chiar și spitalul județean de aici. Haideți să continuăm, să găsim un loc potrivit să întoarcem. Aici este o fermă ceva în față. Oamenii au combine, au fân depozitat în zonul militar, care este închisă. Nu cred că mai funcționează, dar cine știe ce... Și să mai continuăm puțin, câteva zeci de metri, cât mai putem merge. Mergem la această fermă, până ce este ea. Acest teren probabil că este în intravilanul orașului, nu este, că din nou ce am părăsit strada Brestei și am continuat pe strada poligonului, nu am ieșit din oraș, pentru că groapa de gunoi știm că este în intravilan. Deci automat terenul ăsta care este lângă ea nu poate să fie decât tot în intravilan. Aceleași mormane de molozi de jur împrejur.
Poligonul militar se vede aici pe dreapta. Gardul cu sârmă ghimpată. Gardul cu sârmă ghimpată până într-un loc. Păi departe lipsește gardul. Da. Probabil că aici s-ar putea amenaja un parc de distracții pe teme din astea de... să efectueze jocuri de război, de paintball, cum se numește? Nu știu. Da, pe nu, că aici mi se pare că mai este cineva, mai ține de o unitate militară. Când am venit acum câțiva ani, erau niște militari care păzeau clădirea, dar restul este total dezafectat. S-a transformat într-o ruină. Da, deci gunoaiele sunt omniprezente, resturi de materiale de construcții. Da, de aici se vede mai bine stadionul și waterparkul. Nu, se vede tot așa în filmul pe care o să-l postăm, filmat din cameră. Asta cu Africa, să știți, e bună cumva, pentru că întâlnești animale sălbatice. Cai, câini, sau poate chiar și șacal, ce câmpurile astea. Devine ridicolă călătoria chiar și cu această mașină pe care o folosim noi, o mașină de teren adevărată. Da, nu stai, hai totuși să vedem și grămezile astea din față, că sunt interesante. Ce sunt țigle, ce sunt aici? Cineva și-a renovat acoperișul, l-a adus pe cel vechi aici. Termină filmul nostru. Asta este realitatea craioveană. Iar aici este un teren arat. Cineva va cultiva ceva la primăvară, poate chiar a semănat deja. Până aici. Rămâneți pe fundal cu groapa de gunoi, dealul Bucovățului, iar liziera aceea, dincolo de liziera aceea de pont, e Jiu. Trovanții!